În prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 2, cu versetele 1 și 2, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine și să citim împreună aceste două versete. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetele 1 și 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Aș dori ca în această ocazie să pătrundem adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim la un adevăr deosebit de important, prieten, și de solemn pentru timpul acesta. Vreau să mă leg în mod special de o expresie din versetul 1, din această epistolă, din capitolul 2, în care Biblia ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos, care stă unde? Care se află înaintea Tatălui Său, în prezența Lui. Și El este prezentat ca fiind ce, prieteni? Biblia mea spune aici, mijlocitor. Dacă vă uitați în nota de la subsol, Cornilescu spune așa, mijlocitor înseamnă avocat, adică din grecește vine paraclet, apărător sau ajutor. Deci când a fost rostit acest cuvânt, când Apostolul Ioan a spus lucrul acesta, expresia în limba greacă este cum? Paraclet. Iar paraclet înseamnă ce? Apărător sau ajutor, adică avocatul nostru. Încercați să vă imaginați, prieteni, dacă puteți lucrul acesta. Tribunalul ceresc este cât de real posibil. Este cel mai mare tribunal al Universului în care se desfășoară cea mai importantă lucrare a judecății din toată istoria acestei omeniri. Cine este judecător acolo, prieteni? Dumnezeu Tatăl. Cine este avocatul? Este Fiul Său, Iisus Hristos. Iar cazurile tuturor oamenilor care au trăit în lumea aceasta trec prinaintea judecătorului ceresc. Acum, prieteni, nu vreau să intru mai multe detalii acum cu privire la lucrul acesta, pentru că scopul meu este să ne concentrăm asupra lucrării pe care o face Iisus. Și anume, lucrarea Lui este care? Este să fie mijlocitor, apărător, ajutor, avocatul meu și avocatul tău, care să ne reprezinte înaintea Tatălui. Haideți să studiem împreună ce înseamnă lucrul acesta. La 1844, Domnul Iisus Hristos a pășit în Sfânta Sfintelor în această lucrare de judecată, de cercetare. Iar la sfârșitul acestei lucrări, El își va primi împărăția și apoi va veni ca să ne ia acasă. Însă, prieteni, vreau să pun o întrebare foarte importantă. De ce durează judecata aceasta de cercetare atât de mulți ani? Au trecut, anul acesta se vor împlini 175 de ani de când Domnul Hristos a intrat în acest loc. De ce durează atât de mult timp, prieteni, ca Iisus să judece cazurile noastre? Am să vă spun, prieteni, care este singurul motiv pentru care judecata este amânată. Pentru care judecata întârzie. Și acesta este, prieteni. Pentru că Dumnezeu vede că la momentul acesta noi încă nu suntem pregătiți să apărăm în fața tribunalului ceresc. Știți de ce? Pentru că dacă noi am apărea astăzi înaintea judecății, noi am fi pierduți fără nicio speranță. Cu alte cuvinte, nu suntem pregătiți să trecem de judecată. Și Domnul Iisus Hristos, prieten, ne iubește atât de mult încât El așteaptă momentul acela când noi vom fi pregătiți. De aceea întârzie venirea lui Iisus. Însă, prieteni, trebuie să mai înțelegem un adevăr. Știți ce înseamnă a fi pregătit pentru judecată? A fi pregătit pentru judecată înseamnă ca Dumnezeu să poată spune înaintea întregului univers și înaintea Tatălui Său, jur pe numele meu că acest copil, această persoană, acest fiu și fiica mea, începând din acest moment,
El niciodată nu va mai păcătui. Nu va mai face nicio greșeală. Și nu se va mai întoarce niciodată la păcatele lui pe care le-a făcut cândva. Adică ce face Iisus, prieteni? Oferă o garanție veșnică înaintea Universului cu privire la faptul că tu nu vei mai greși niciodată. Asta trebuie să se întâmple, prieteni, în acest timp de judecată. Și până când Iisus nu poate face lucrul acesta, în mod sigur, cu privire la viața ta, tu nu ești pregătit încă să apari înaintea tribunalului ceresc. Prieteni, vedeți ce implică judecata? Vedeți ce timp prețios și solemn trăim noi în momentele acestea? Frații mei, haideți să continuăm să studiem acest adevăr important. Vreau să vă întreb, când Pavel a spus că Domnul Hristos este mijlocitor, avocat al nostru, la ce imagine ne duce cu gândul lucrul acesta? V-am spus deja înainte, dacă e vorba de un tribunal ceresc. Dar, prieteni, ne duce cu gândul la ceea ce se întâmplă unde? În tribunalele noastre de aici, de pe pământ. Pentru că noi nu putem cunoaște cum arată tribunalul din cer. Citim în Biblie și ne imaginăm ce spune Dumnezeu. Dar pentru ca să înțelegem mai bine, uneori trebuie să facem referire la experiența noastră de pe acest pământ. Când este vorba de un tribunal, de o sală de judecată aici pe pământ, avem de a face cu judecători și cu avocați. Și bineînțeles cu acuzatori. Acum vreau să vă spun următorul gând. Este neapărat necesar ca acuzatul să participe la întâlnirea aceea la judecătorie, la judecată? Răspunsul este nu. De ce? Pentru că de obicei avocatul îl reprezintă pe acuzat. Nu este așa? Dacă eu sunt clientul care are nevoie de un avocat, plătesc un avocat și el mă reprezintă înaintea judecătorului. Și eu nici măcar nu trebuie să mă prezint în momentul acela. Pentru că avocatul meu mă reprezintă acolo. Prieteni, știați că în sensul acesta Domnul Iisus Hristos este avocatul nostru? Dar numai în sensul acesta. Pentru că noi nu avem cum să fim prezenți acolo la judecată. Dar nu, nici nu trebuie să fim prezenți. De ce? Pentru că Iisus Hristos ne reprezintă. El este apărătorul nostru. Este avocatul nostru. Este mijlocitorul nostru. Și dacă lucrurile stau așa, prieteni, acum vreau să înțelegem un alt lucru. E adevărat că într-un anumit sens judecata care are loc aici pe pământ, da, în tribunalul pământesc, se aseamănă cu judecata din tribunalul ceresc. Dar într-un alt sens, prieteni, ea nu seamănă deloc. Vreau să vă dau un exemplu. În modul în care noi oamenii judecăm aici pe pământ, știți ce fac de multe ori avocații aici, în experiența noastră? Prezintă un caz înaintea judecătorului, un om care a călcat legea, este clar că a călcat-o. Și el caută cu iscusința și inteligența lui, prin șmecherii, prin tot felul de lucruri meschine. Caută un mijloc de a evada, de a scăpa, de a evita de legea. Așa încât acuzatul să meargă liber acasă. Am auzit, prieteni, de cazuri în care criminali care au omorât pe cineva, dar care au avut mulți bani și au plătit un avocat bun, au reușit să scape de condamnarea legii. Prieteni, vreau să știți că așa ceva nu se întâmplă în tribunalul ceresc. Domnul Hristos nu are niciun program prin care să accepte pe cineva, să prezinte pe cineva înaintea judecătorului ceresc, să prezinte, să pledeze pentru cazul lui și să caute să evite legea așa încât omul acesta să intre în împărăția cerului. Nu, prieteni, așa ceva nu se poate. Așa ceva nu există în lucrarea pe care o face Iisus. Haideți să ne amintim un lucru. Domnul Iisus Hristos, prieteni, lucrează întotdeauna după dreptate. Legea cere ca acela care a păcătuit să facă ce? Să moară. Căci toți au păcătuit, spune Roman 3 cu 23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ca rezultat, spune Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Frații mei, ce a făcut Domnul Hristos, avocatul nostru, în sensul acesta? Vreau să vedeți că Iisus este adevăratul avocat. El nu caută o cale de scăpare pentru a evita legea și condamnarea ei și cerințele ei. Și Domnul Hristos a împlinit pe deplin și a satisfăcut deplin cerințele legii. Adică ce a făcut Iisus, prieteni? Noi care am păcătuit și care trebuia să murim, am fost eliberați, am fost salvați prin faptul că Iisus, avocatul nostru, merge și moare în locul nostru. O, prieteni, acesta este adevăratul avocat care ne reprezintă. El și-a dat viața în locul nostru, a cumpărat, dacă vreți, cu viața lui, posibilitatea ca noi să fim salvați. Și acum totuși am o întrebare foarte importantă. Dacă Iisus a murit pentru toți oamenii
Și dacă Iisus a plătit cerințele legii, care cereau ce? Moartea cuiva. El a murit în locul nostru. Și acum toți avem intrare la Dumnezeu. De ce, prieteni, este o realitate faptul că mulți oameni nu vor fi acolo în cer? De ce nu toți oamenii sunt salvați dacă Iisus a plătit? Știți de ce, prieteni? Pentru că mai este o problemă aici. E adevărat că moartea lui Iisus a asigurat, da? A pus la dispoziția noastră posibilitatea de a-L chema pe El ca avocat al nostru care să ne reprezinte înaintea Tatălui. Dar problema este următoarea. L-ai ales tu pe Iisus să fie avocatul tău și să te reprezinte acolo? I-ai încredințat tu cazul tău lui ca să-L reprezinte înaintea Tatălui Ceresc? Aici este marea problemă, prieteni. În timp ce este adevărat că Iisus a murit pentru toți și a oferit posibilitatea aceasta în mod egal fiecăruia ca să-L aibă pe El ca avocat, ca reprezentant înaintea Tribunalului Ceresc. Problema este că foarte puțini oameni, din păcate, îl aleg pe Iisus ca să-i reprezinte la tronul ceresc. La tribunalul ceresc. Și din acest motiv, prieteni, mulți oameni nu vor fi niciodată salvați în Împărăția lui Dumnezeu. Acum problema aceasta, prieteni, depinde strict de noi. Pentru că noi suntem aceia care decid dacă Domnul Hristos ne va reprezenta acolo sau nu. El nu poate să reprezinte pe niciunul din aceia care nu l-au ales pe El ca să facă această lucrare. Însă acum fiți atenți la ceea ce urmează să spun. Punem totuși întrebarea. De ce întârzie judecata aceasta? De ce judecata aceasta este amânată tot mai mult? Am să vă spun de ce, prieteni. Când Domnul Hristos ca avocat stă înaintea Tribunalului Ceresc și când numele meu este strigat acolo, dacă eu l-am ales pe Iisus, știți ce face El? Iisus pășește înaintea tronului. De exemplu, haideți să luăm un exemplu foarte concret. În Curtea Supremă de Sus, în această sală de judecată, în acest Tribunal Ceresc, este strigat numele meu și se strigă acolo Adrian. În momentul în care numele meu a fost strigat, prieteni, vreau să știți că Iisus, dacă eu l-am ales pe El ca judecător, ca avocat, mă scuzați, Iisus iese în față și spune, da, aici sunt. Și începe, frații mei, să desfășoare ce judecată. Cine mă reprezintă acolo? Este Iisus, avocatul. Dar acum fiți atenți. Faptul că Iisus mă reprezintă pe mine în curțile de sus, înaintea judecătorului Universului, înseamnă că acolo se întâmplă exact ceea ce se întâmplă aici pe pământ. Adică se deschid cărțile, îngerii și tot universul sunt adunați acolo și privesc la ceea ce se întâmplă, numele meu este chemat, Iisus se află ca avocat, ca mijlocitor prezent înaintea judecătorului și, frații mei, începe să se analizeze viața mea. Adică Iisus demonstrează înaintea întregului univers că eu mi-am mărturisit păcatele, că le-am părăsit și că au fost acoperite cu sângele Lui. Dar mai este ceva, prieteni. După ce Iisus spune toate acestea, El pune mâna acolo. Dacă aș putea să spun că are o ștampilă, prieteni, un sigiliu, și El pune sigiliul acolo în dreptul meu, pe foaia aceea, în Cartea Vieții, și spune așa, omul acesta garantez că este sigur că El să locuiască în Cerul lui Dumnezeu și în Universul întreg și nu va mai păcătui niciodată. Prieteni, înțelegeți ce înseamnă judecata? Înțelegeți ce înseamnă ca Dumnezeu să mă reprezintă pe mine înaintea judecății Cerului? Iar până când Domnul Hristos nu este sigur că poate face lucrul acesta în dreptul meu, numele meu nu poate să apară înaintea judecătorului. Prieteni, fiți atenți. Citim Apocalipsa, capitolul 3 cu 5. Vreau să vedeți aici o imagine a acestui lucru. Apocalipsa 3 cu 5 spune așa. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în ce? În haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor Lui. Iată imaginea de la judecata Tribunalului Ceresc. Aici este un om care a biruit. Pentru că el a biruit, este îmbrăcat în haine albe. Ca rezultat, spune că nu își voi șterge numele din Cartea Vieții. Dumnezeu, frații mei, Iisus Hristos ca mijlocitor spune Tatălui, Tată, vreau ca Tu să reții numele acestui om în Cartea Vieții. De ce? Pentru că omul acesta s-a pocăit și a îmbrăcat haina neprihănirii
reflectă pe deplin caracterul meu și mai mult de atât, el nu va mai păcătui niciodată. Frații mei, asta trebuie să poată declara Domnul Hristos înaintea întregului univers, despre mine și despre tine. Și pentru aceasta are loc, prieteni, judecata de cercetare în momentul de față. O, frații mei, fiți atenți la ceea ce urmează să spun. Fiți atenți. Iau un exemplu. Să zicem că tu ai avut întotdeauna în viața aceasta un temperament foarte iute. Întotdeauna ești gata să sară așa, să reacționezi, să izbucnești, ca Petru, probabil. Frații mei, haideți să spunem un singur lucru. Să zicem că tu ai biruit defectul acesta, ai trecut de judecată, ai fost acceptat și acum te afli în călătoria ta către cer, da? Cele 7 zile în care vom călători spre cer. Și în timp ce călătorim în norul acela împreună cu Iisus, cu toți mântuiții, la un moment dat, după 2-3 zile de călătorie, într-o discuție cu un pasager din acea escortă, se întâmplă ceva și te scapi. Adică nu mai poți să te controlezi și îți vine așa să vorbești iară cum vorbeai tu cândva înainte. Dar se dă pe față temperamentul acela urâcios din viața ta. Vreau să te întreb ceva, fratele meu. N-ar fi lucrul acesta rușinos pentru Domnul Hristos? Păi El a luat numele tău pe buzele Lui. A ridicat mâinile înaintea Tatălui și a spus, sângele meu, sângele meu, a pledat pentru cazul tău. Și apoi a jurat înaintea Universului că tu ești sigur să fii mântuit, că nu vei mai păcătui niciodată. Și acum, iată, numai 3 zile au trecut când tu te afli pe drum spre cerul și deja faci această greșeală? O, frații mei, vedeți ce înseamnă asta? Vedeți că Dumnezeu nu poate să-și asume un asemenea risc? De aceea Dumnezeu vrea să fie sigur că tu nu vei păcătui. Dar poate cineva spune așa. Păi frate, stai așa puțin. Odată ce noi am plecat de pe pământul ăsta și am părăsit atmosfera asta păcătoasă, acolo nu mai este ispită, acolo suntem înconjurați de prezența lui Dumnezeu, acolo nu mai există nicio posibilitate de a păcătui, pentru că nu mai este păcat. Stați puțin, frații mei. Am o întrebare importantă. Știți cumva unde a început păcatul? A început păcatul aici pe pământ? Nu! A început în ceruri, la tronul lui Dumnezeu, exact în prezența Lui. Deci păcatul nu are probleme cu poziția geografică și nici cu circumstanțele. Păcatul este păcat, prieteni, și știți ce înseamnă asta? Am să vă dau un alt exemplu, poate vă înțelege mai bine. Fiți atenți! Dumnezeu nu poate face pasul acesta în dreptul nostru până când El nu se asigură că pentru totdeauna, total, pe deplin, noi am biruit păcatul în așa fel încât nu mai vrem să ne întoarcem la El. Niciodată, prieteni, în toată veșnicia. Credeți că este ușor să faci lucrul acesta? Vă spun eu, prieteni, că lucrul acesta nu este ceva ușor. Pentru că între închiderea Harului, vreau să știți un alt lucru, nu doar că atunci când călătorim spre cerul nu mai trebuie să greșim, dar între momentul închiderii Harului și venirea Lui Iisus pe norii cerului, noi vom trăi fără mijlocitori și Dumnezeu va demonstra că acești oameni care trăiesc în ascultare de El acum și se pregătesc pentru acel moment, vor fi atât, mă scuzați, de curați la suflet, încât ei nu vor face o singură greșeală în timpul acela. De unde știm, prieteni? Mergeți în Apocalipsa, capitolul 22. Ascultați cuvintele acestea. Iisus rostește aceste cuvinte când se închide Harul. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Deci vreau să observați un lucru. Când Iisus rostește aceste cuvinte, toți oamenii au ajuns la limita finală. Adică ce înseamnă limita? Înseamnă că nu mai există cale de întoarcere. Nici în direcția de a fi din bun a fi rău sau din rău a te face bun. Nu mai poți să faci nimic, nicio schimbare. Cine este sfânt în acel moment va fi sfânt cum? Mai departe. Deci, cu alte cuvinte, cine a trăit în sfințenie înainte, trăiește în sfințenie și mai departe. Frații mei, ce înseamnă lucrul acesta? Fiți atenți. Vreau să vă dau un exemplu. Știți că la un moment dat, în fermele acestea de animale, în mod special cei care se ocupă cu creșterea de porci, cineva a făcut un experiment. S-a dus și a luat un porc și l-a pus separat, l-a pus deoparte față de celălalt grup de porci. I-a dat mâncare specială, l-a tratat în mod special, l-a curățat, l-a spălat foarte bine, l-a lustruit, prieteni. Arăta impecabil porcul acela. Și după ce l-a ținut acolo o perioadă destul de lungă și l-a obișnuit cu un alt stil de viață, i-a dat drumul după aceea liber să vadă care va fi reacția lui. Știți ce a făcut porcul acela, prieteni?
s-a dus direct în cea mai mare mocilă și s-a bălăcit acolo. Frații mei, întrebarea este de ce? De ce a făcut porcul acesta așa? Pentru că asta este unde? În natura lui. Haideți să citim un text. Vreau, prieteni, să vedem ce implică lucrarea din ceasul judecății. Vreau să vedem ce înseamnă lucrarea pe care Iisus o realizează la tronul lui Dumnezeu acum în Sfânta Sfintelor. Ce înseamnă că El este avocatul nostru și ce trebuie să se întâmple cu noi în acest timp? Frații mei, aceasta este singura speranță pentru mântuire. 2 Petru 2 cu 22 spune așa. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Adică ce zicala? Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tevălească iarăși în mocilă. Frații mei, ce se întâmplă? De ce se întoarce porcul înapoi în mocilă? Pentru că așa îi place. Dar Petru folosește această imagine ca să vorbească despre aceia care s-au convertit la adevăr și apoi se întorc înapoi în păcat. Frații mei, este o imagine mai neplăcută, dar ne reprezintă. Exact cum porcul se întoarce în mocilă, așa ne întoarcem noi la păcatele noastre. Iar pentru că Dumnezeu vede că noi am făcut asta o viață întreagă. Când cu Dumnezeu, când cu păcatul. Când cu Dumnezeu, când cu păcatul. El nu poate să ne pun, să ne aducă înaintea Tribunalului Ceresc. Până când El nu vede în viața noastră, de la o zi la alta, că noi dorim să-L urmăm pe El atât de mult, încât nu ne vom mai întoarce niciodată în mocilă. Dar pentru ca să se întâmple așa ceva, prieteni, e nevoie de o minune. Vreau să vă întreb ceva. Dacă vedeți porcul acesta, care ori de câte ori este spălat și lustruit, el se întoarce iarăși înapoi în mocilă. Ca într-o zi porcul acesta să nu se mai ducă în mocilă și să nu mai iubească așa ceva. N-ați spune că s-a întâmplat o minune în dreptul acelui porc? Pentru că așa ceva nu e normal de obicei. Prieteni, exact în același fel trebuie să se întâmple o minune în viața mea și în viața ta, ca noi să nu mai dorim păcate. Și de aceea așteaptă Dumnezeu, prieteni. De aceea Dumnezeu ne-a dat timpul acesta de har. De aceea Dumnezeu ne dă ocazia ca noi să facem ceva cu viața noastră. Însă fiți atenți la ceea ce urmează să spun. Dumnezeu nu vrea ca să prezinte cazul nostru înaintea întregului univers și să demonstreze doar că noi am fost spălați, că suntem curați acum. Dar El trebuie să demonstreze și faptul că noi nu ne vom mai întoarce niciodată în mocilul. Iar Dumnezeu nu poate face asta niciodată până când tu n-ai demonstrat în viața ta de acum, de pe pământ, de la o zi la alta, că așa este, acest lucru este adevărat. La un moment dat spune că s-a făcut un program de renunțare la fumat, unde au participat foarte mulți oameni. Un program scurt de 5 zile care i-a ajutat pe oameni să renunțe la fumat. Și spune că 100 de persoane s-au angajat că renunță la fumat. Știți cât a durat, prieteni? 18 luni. Și după 18 luni, 70% aproximativ din oamenii care au renunțat la fumat, adică 70 dintre ei, s-au întors înapoi la tutun. Și numai 30% au rămas, da? Independenți față de problema aceasta. Vă întreb ceva, de ce? De ce atât de mulți oameni s-au întors la țigară? Pentru că lucrarea care fusese loc anterior, lucrarea aceea de renunțat la fumat pe care i-au făcut-o, n-a pătruns suficient de adânc în inima lor. Prieteni, aș vrea să dau un exemplu și aici probabil că vom înțelege o problemă așa cum ar trebui să o înțelegem, nu așa cum se înțelege de multe ori. Unii oameni au impresia că Dumnezeu așteaptă să ne prindă pe noi pe picior bun, adică când suntem bine, și atunci Dumnezeu spune, gata, taie firul vieții și omul ăsta e mântuit. Prieteni, vreau să știți că Dumnezeu nu procedează așa. Adică, Dumnezeu nu caută să te pună pe tine într-un mediu în care să nu ai nicio ispită, nicio provocare și tu normal că acolo când nu ești ispitit și provocat, reușești să te porți cum trebuie. Și Dumnezeu să zică, uite, pentru că acum este corect, haide repede să-L aducem la judecată, să-I scriem numele în cartea vieții, să-L păstrăm acolo, să-I ștergem toate păcatele, să-L mijlocesc pentru El, să-L reprezint înaintea Tatălui și să-L primesc în împărăție. Frații mei, credeți că așa lucrează Dumnezeu? Niciodată! Vreau să știți că în timp ce Dumnezeu ne acceptă pe noi, într-o clipă când ne mărturisim păcatele și ne predăm și ne declară ca fiind curați sfinți, lucrarea de dezvoltare a caracterului totuși este o lucrare de durată. Și Dumnezeu știe că noi avem nevoie de acest timp, prieteni, pentru că El vrea să vede, să vadă în viața noastră de la o zi la alta că această problemă a păcatului este rezolvată pe deplin. Recuperarea noastră trebuie să fie totală și deplină, prieteni.
Numai în felul acesta noi putem fi reprezentați de Isus la judecătorul ceresc. Numai așa El poate să pledeze pentru cazul nostru. Ce spune textul pe care l-am citit în Apocalipsa 3 cu 5? Celui ce va birui, prieteni. Deci condiția este ce? Biruința. Nu vă înșelați, prieteni, în sensul acesta. Dumnezeu este iubitor și vrea să ne salveze, dar El nu ne poate salva cu păcat. Noi trebuie să biruim. Noi trebuie să ne desprindem de natura aceasta păcătoasă. Și într-adevăr cere o minune din partea lui Dumnezeu ca natura noastră să se schimbe, prieteni. E ușor să speri ceva, dar e greu să schimbi natura. Natura este problema care trebuie schimbată. Și amintiți-vă de imaginea aceea când Iisus stă la tronul Tatălui și spune: sângele meu, Tată, sângele meu, sângele meu. Frații mei, știți de câte ori Domnul Hristos a trebuit să amâne momentul venirii Lui? Știți de câte ori Domnul Hristos a trimis un înger care strigă la acești îngeri: țineți încă, nu dați drumul. Frații mei, este scump ca Domnul Hristos să țină vânturile. Este scump ca El să rețină puterile acestui pământ să se dezlănțuie. Și știți de ce este scump? Pentru că timpul acesta e cumpărat cu prețul sângelui Său, frații mei. Este atât de scump și întrebarea mea este: ce faci tu cu timpul acesta? Pe care Iisus îl cumpără pentru ca tu să mai ai încă o șansă să înveți să trăiești fără păcat de la o zi la alta. Tu ce faci? Tu te mociorlești, te tăvălești în mocir la lumea acestea. Și te încumeți să crezi că Dumnezeu te va salva în timp ce tu te bucuri de păcat. Niciodată, prietene. Dumnezeu nu slujește păcatul. Dumnezeu te iubește pe tine, dar vrea să scoate păcatul din viața ta. Aceasta este lucrarea Lui. Și vreau să știi că lucrul acesta Dumnezeu îl face într-un singur mod. Vreau să vedeți, prieteni, în încheiere, remediul lui Dumnezeu la problema aceasta. Frații mei, aceasta este metoda lui Dumnezeu prin care ne eliberează. Ascultați. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Deci privim slava Domnului și suntem schimbați în același chip din slavă în slavă. Privești slava, cu alte cuvinte, și reproduci slava. Privești slava, reproduci slava. Privești slavă, rezultă slavă. Acum, prieteni, acesta este un principiu fundamental. Haideți să luăm un exemplu. Când avem aparatul de fotografiat, știți ce face aparatul de fotografiat? Punem cadrul într-o anumită direcție și scanăm o anumită imagine. Și apoi, la un moment dat, după ce am fixat bine acolo, apăsăm pe butonul acela și ce se face? Facem o fotografie, da? Adică imaginea aceea din natură sau de unde am făcut-o noi se imprimă pe pelicula aparatului foto. Se stochează memoria lui. Prieteni, întrebarea este următoarea. În ce direcție avem noi fotografia, sau mă scuzați, aparatul de fotografiat al sufletului nostru îndreptat în aceste momente? Unde facem noi fotografii zi după zi? La ce privim? Cu ce ne preocupăm mintea, prieteni? Pentru că lucrul pe care noi îl fotografiem, pe care îl lăsăm să se imprime în mintea noastră, lucrul acela ne va determina ceea ce noi suntem. Privești ceva frumos, rezultă frumosul. Privești ceva urât, rezultă urâtul. Frații mei, vedeți cât de serioasă este problema asta? Și Dumnezeu ne invită acum să facem un singur lucru. Ca în marea zi a ispășirii pe timpuri în poporul Israel, Dumnezeu spune: adunați-vă cu toții unde? La sanctuar. Frații mei, știați că ziua ispășirii de la 1844 încoace, adevărata zi a ispășirii, marea zi a ispășirii, este pentru acest singur scop, ca noi să ne adunăm în fiecare dimineață înaintea sanctuarului și să privim la lucrarea care o face Iisus în Sfânta Sfintelor, să privim la lucrarea Lui de mijlocitor și inima noastră să se topească de iubire și de apreciere, pentru că Iisus s-a mai lăsat încă un pic de timp pentru salvarea noastră. Vreau să vă spun un adevăr în încheiere. Când un om se prezintă la tribunalul acesta, când un om este chemat la tribunalul de pe pământ, da? Și trebuie să se prezinte cazul lui acolo. Vreau să știți următorul lucru. Există situații în care avocatul acestui om poate să spună așa: domnule avocat, am o rugăminte din partea dumneavoastră. Știu că că acuzatul X a fost programat să vină astăzi la judecătorie, în data cu tare, pentru că cazul lui se poate fi judecat. Dar din diferite motive, documentația sau problema pe care el o avea de rezolvat n-a fost încă finalizată. Și vreau să cer din partea dumneavoastră o amânare a acestui caz. Și de cele mai multe ori vreau să știți că judecătorii acceptă lucrul acesta și spun: bine, amânăm pentru data de o lună, două luni, trei luni mai târziu. Prieteni, știați că asta face Domnul Hristos în fiecare ocazie în sanctuarul ceresc? Sunt momente în care cazul meu și cazul tău ar fi trebuit deja să vină la judecată. Ar fi putut să vină la judecată.
Dacă Dumnezeu ar fi lăsat lucrurile să se desfășoare de la sinea lor. Dar frații mei, Dumnezeu privește la mine și la tine, la viața noastră și vede că nu suntem gata. El vede că încă n-am exersat ascultarea de El. N-am practicat de la o zi la alta neprihănirea. N-am învățat să ne păstrăm curați cu ajutorul Lui, fără să ne mai întoarcem în mocirlă. Și pentru că Iisus vede asta, El spune Tatălui Ceresc, Doamne, nu vreau încă să aduc cazul acesta înaintea Ta. Haideți să trecem la alt caz. Pentru că X, Y și Z încă nu sunt pregătiți. Vreau să le mai dau puțin timp. Te rog, mai lasă-i puțin. Și frații mei, cazul nostru este amânat odată. Este amânat de două ori, este amânat de trei ori. Și în tot timpul acesta Iisus speră să vadă în viața noastră ceva. Că noi strigăm după ajutor și dăm la o parte păcatul. Dar când încolo ce se întâmplă, prieteni? Noi continuăm în păcat. Și spuneți-mi și voi, dacă nu, cumva, până la urmă totul este în zadar. Păi Iisus a încercat să ducă totul până la limită. Și El va face asta, prietene. Dar dacă tu refuzi continuu harul lui Dumnezeu, s-ar putea să vrei să vii atunci când este prea târziu, când ușa se va închide. Și când se închide, prietene, nu mai este nicio șansă. Iată, prieten, care este mesajul lui Dumnezeu. El ne invită în aceste momente să ne strângem la sanctuar. Să ne strângem, frații mei, și să privim în lucrarea care se întâmplă acum în Sfânta Sfintelor. Să vedem ce implică lucrarea lui Hristos ca avocat al nostru. Iisus nu poate să pledeze pentru cazul tău și al meu dacă noi nu i-am predat mai întâi cazul nostru lui. Iar ai predat lui Iisus cazul tău înseamnă ai predat viața. Înseamnă să renunți la păcat. Înseamnă să renunți la tot ceea ce este rău. Și să accepti neprihănirea lui. Haina pe care te îmbracă și care apoi te face, te învrednicește să trăiești în neprihănire, în ascultare față de El. Prieteni, eu nu știu cum Iisus va face asta, dar El a promis că o face. Însă fiți atenți cum. Iisus face minunea aceasta de schimbare a caracterului meu. Nu odată, la un moment dat. Ca un trăsne care cade peste mine și mă sfințește. Nu, prieteni. El o face zi după zi în viața mea. Pe măsură sau în timp ce eu privesc la sanctuarul Ceresc și la lucrarea Lui. Privind sunt schimbat, prieteni. Lucrarea mea este să privesc și lucrarea Lui este să mă schimbe, să facă o minune. Dar El nu poate să mă schimbe, să facă minunea fără ca eu să privesc. Prieteni, înțelegeți de ce este necesar să mergem la sanctuar? Mă rog ca Dumnezeu să te ajute și pe tine și pe mine, în acest timp solemn al judecății cerești, să mergem la sanctuar, prieteni, să privim acolo. Inima noastră să fie muiată, să fie sensibilizată, să renunțăm la tot ce este păcătos și să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă pas cu pas prin programul acesta, până când El va putea declara despre noi că omul acesta acum este pregătit să vină înaintea judecății, și înaintea tribunalului Ceresc, pentru că El este sigur în afara pericolului de a mai păcătui vreodată. Frații mei, minunea aceasta este reală. Și credeți-mă că în viitorul apropiat Dumnezeu va avea un grup mare de oameni care vor avea parte de această experiență și ei vor trăi fără mijlocitor și nu vor mai păcătui de bunăvoie din inima lor, pentru că îl iubesc atât de mult pe Iisus. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să ai această experiență și să fii printre aceia care vei trece de judecată și vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze.